Salut! Astăzi vreau să vă arăt o aplicație foarte interesantă pentru Android Auto. Deci dacă aveți telefon cu Android, puteți instala Android Auto Apps Downloader. Este o aplicație care vă permite să instalați mai multe aplicații în Android Auto, astfel încât să le aveți accesibile pe display-ul mașinii. Și nu aveți nevoie de calculator sau telefonul să fie rutat sau alte nebunii de genul ăsta. Deci, orice telefon care are Android măcar 9, deci de la 9 sus cu 7 și cu 8 încă nu merge. A fost ceva probleme și cu Android 12, dar se pare că s-au reparat. Deci este o aplicație gratuită, însă versiunea free vă permite să instalați o singură aplicație în interiorul acestei aplicații. Deci o singură aplicație pe lună. Dacă cumpărați versiunea Pro, puteți instala toate aplicațiile. O să vă arăt imediat despre ce aplicație e vorba. Versiunea Pro costă 3,5 euro. O puteți cumpăra prin PayPal. O să vă las în descriere toate linkurile necesare. Da, și puteți merge la o să mergeți aici la Downloads și descărcați ultima versiune de APK și o instalați pe telefon. Și acum ca să vă arăt cum funcționează. Deci deschideți aplicația și acestea sunt aplicațiile pe care le puteți instala în Android Auto. Deci CarStream este un fel de YouTube și apoi la fel Fermat Auto, tot ceva de genul ăsta, dar la mine nu a funcționat. Și apoi aveți aplicațiile celelalte de mirroring, adică să faceți efectiv un mirroring de pe ecranul telefonului pe display-ul mașinii. M-am jucat puțin și cu acestea, dar încă nu le-am găsit o utilitate atât de bună. Dar ce folosesc cel mai des când stau o mașină și aștept, folosesc CarStream. Deci este un fel de YouTube pentru Android Auto. Ok, și deci dacă vă instalați versiunea Pro, puteți să instalați toate aceste aplicații și să vă jucați cu ele. Versiunea Free vă permite să instalați una singură pe lună. Deci dacă vreți doar să testați versiunea Free, vă recomand să instalați prima oară CarStream-ul ca să aveți YouTube pe telefon. Ok, și acum o să conectez cablul telefonului la MediaNav și o să vă arăt cum funcționează YouTube-ul pe display-ul mașinii. Vreau să vă mai arăt că toate aplicațiile care le instalați în interiorul Android Auto Apps Download să vă apară pe telefon de genul acesta. Deci sunt aplicații care să le vedeți și pe telefon, nu doar pe Android Auto, pe display-ul mașinii. Și aici fiecare are diferite setări, să zic așa. CarStream-ul văd că nu prea are foarte multe setări. Da, Screen to Auto la fel. Deci fiecare aplicație puteți deschide pe telefon și să-i setați diferite chestii în funcție de preferințele și nevoile voastre. Ok, am pus contactul și acum o să conectez cablul USB de la MediaNav în telefon. Ok, am conectat firul la telefon și acum dacă mergem pe Android Auto,
O să avem. O să avem aici disponibile toate cele aplicații instalate prin Android, au două apps downloader, deci a Mirror, a Stream, astea sunt instalate, Car Stream și Screen to Auto. Și acum dacă mergem la Car Stream, avem YouTube pe telefon. Este pus pe... Dăm un pic înapoi. Sus aici avem butonul de căutare pentru... Da, când folosesc butonul de search de aici de sus, se întrerupe înregistrarea video de pe telefon. Deci am căutat canalul de YouTube și acum dacă intrăm pe un filmuleț, cred că prima oară pornește fără sonor din cauza că filmez în același timp, dar dacă mai intrăm o dată pe altceva. Salut! Da. Vreau să fac o... Deci funcționează și sonorul. De aici puteți face full screen butonul acesta. Da? Sau de aici. Mă rog, rămâne această bară de la Android Auto pentru butonul de home și așa mai departe, dar este ceva mai mare acum pe display. Deci cam acesta este YouTube-ul pentru Android Auto. El funcționează indiferent dacă mașina este în mișcare sau în staționare. Dar nu vă recomand să vă uitați la YouTube în timp ce conduceți și nici nu este legal. Dar dacă stați la încărcat la vreo stație mai mult timp sau aveți mai mult timp de așteptat în mașină, vă puteți uita la YouTube pe display-ul media navului de pe Dacia Spring. Deci funcționează dacă aveți telefon cu Android și instalat aplicația Android Auto, puneți peste Android Auto Apps Downloader și de acolo puteți instala această aplicație pentru YouTube. Din nou, toate linkurile necesare o să vă las în descrierea clipului. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem data viitoare.